Edilul șef a prezentat o statistică potrivit cărea pe malul stâng al Someșului sunt peste 2000 de garaje fără autorizație, iar pe malul drept peste 700 de garaje și 12 acareturi cu animale, în locul acestora urmând să fie amenajate mii de locuri de parcare. Deci am făcut fotografii, am făcut o inventarere a tuturor, cu poze, cu absolut tot, tot, tot. În locul acestor garaje se vor amenaja parcări iluminate. Am lucrat la proiectul pentru iluminatul public, știți foarte bine că au fost niște nemți și austrieci aici, am făcut mai multe echipe și au făcut o recenzie a tuturor zonelor unde vor fi parcări. Deci vom trimite în prima fază o somație pentru clarificare. Deci fiecare care spun că au documente și că sunt autorizate să vină frumos să le confruntăm cu evidența noastră, da? După care o să trimitem o somație. Până la 1 martie nu mai vrea să vadă niciun garaj fără autorizație. În cazul celor care nu se vor conforma, administrația locală va dărâma garajele pe cheltuiala proprie, după care le va trimite factura așa zișilor proprietari. Vreau ca data de 1 martie să ne găsească cu terenul curățat. În continuare le transmit celor care nu se conformează și care au construit ilegal, că dacă nu vor să și le demoleze ei, o să le demolăm noi, le emitem o factură, factura va merge la finanțe locale și nu mai fac nicio altfel de operațiune decât după ce plătesc această factură. Clar. Edilul șef Sătmărean a mai anunțat că se vor mai monta 77 de camere de supraveghere centrate pe diguri și zonele de parcări pentru siguranța sătmărenilor.